ne-am reîntors, dragilor. Ce frumos era cu chitară, îmi plăcea să cântăm. Ne-am reîntors, dar ne-am... O să vin cu o chitară, dar să ne uităm la ea, că nu știu să cânt, dar ideea e că îmi place foarte mult. Dar ne-am întors, dar ne-am întors cu treabă ca lumea. Cu ce trebuie. Ce trebuie, da. Mergem mai departe și a deschis afacerea mult visată, iar acum o prezintă în exclusivitate. Vedem și noi un super interviu cu... Fiul lui Ștefan Bănică, Radu, a vorbit și despre cum se înțelege cu Andreea Marin și Lavinia Pârva. Așadar, urmează un interviu de excepție. Să știi că arată tare drăguț cafeneaua ta. E mică și cochet, așa. Mulțumesc mult de tot. Ne simțim ca acasă aici. Mulțumesc, cu asta și-mi doresc să vină lumea, să bea o cafea bună, să se simtă ca acasă și să fie un loc așa safe, să poți să discuți și lucruri de business și să și bârfești și să te simți bine. Cum este să ai prima ta afacere la 20 de ani? Este un lucru pe care încă nu pot să spun că îl realizez, conștientizez, nu realizez. Este 2020-2021, toți, de când am intrat la facultate s-au întâmplat atât de multe, de la emisiuni, la progresul meu în actorie la facultate, adică n-am avut timp să le conștientizez, dar sunt mândru. În ceea ce privește felul în care este amenajată cafeneaua, ți-ai pus amprenta? Da, mi-am pus amprenta. Da? Unde? Ia spune-ne. În primul rând, acest tapet, mie mi-a plăcut foarte mult. Înainte aici era un bar, dar acum este tapet și mi se pare că a deschis foarte mult spațiul. Aceste floricele de la sora mea, Violeta, am primit de ziua mea, niște violete. Și urmează acum niște amenajări interioare din lemn. O să dăm o nouă față a designului din interior și cu venirea primăverii vom avea și o terasă foarte frumoasă. Avem un proiect frumos. Tatăl tău te-a vizitat aici? M-a vizitat, da. I-a plăcut ce a făcut fiul lui? I-a plăcut. El este foarte ocupat și din păcate n-a putut să vină atât de des. Pe cât și-ar dori și pe cât mi-aș dori eu. Dar îl aștept. Chiar îl aștept. Sora mea a venit foarte des aici. Violeta. Da. Aveți o relație foarte bună. Da, mai ales că acum a crescut, adică crește în continuare, are 14 ani și ieșim în oraș, bem aici, iau o cafea, iau o limonadă, bârfim. Da. Începe să fie relația frumoasă și sunt foarte recunoscător și nu vine să cred. Dar voi ați fost apropiați de mici, da, așa fost de mici apropiați. Da, voi ați fost foarte apropiați. Acum relația noastră se transformă, adică avem alte discuții mai mature, vorbim despre ce băieții plac, vorbim și despre ce fete îmi plac mie, adică suntem niște aliați, pot spune. Eu mă înțeleg foarte bine cu Andreea, avem o relație frumoasă, este mama Violetei și... n-ar avea nicio problemă. Andreea te-a tratat și pe tine ca pe copilul ei. A fost foarte lipicioasă. A ținut la tine foarte mult. Ține și a ținut și ține în continuare. Da. Și iată că acest lucru se vede chiar în relația dintre tine și Violeta. Da, ajută foarte mult și țin foarte mult.
dezamăgit, pentru că asta e meseria lui, este meseria pe care mi-o aleg și eu. Când ți-ai propus să faci ceva și pentru că la mijloc este numele tatălui tău, ai simțit că ai avut așa anumite avantaje? Aici depinde foarte mult de ce, pentru că nu este... Uite, la școală, cum ești privit de ceilalți colegi? Cu puțină răutate sau cu simpatie? Că poate sunt și colegi mai invidioși. Acum nu cred că mai... nu cred că se mai aplică asta. Adică există niște sentimente de genul acesta. Dar mai mult au fost în liceu și în școală. Unde erau mai mici. Și mai erau colegi răutăcioși, da, nu? Da, au fost, da. Cum ai privit tu lucrurile acestea? Nu știu, te descurajau? M-au descurajat, dar spre sfârșitul liceului eu am știut foarte bine, mi-am pus în cap ce vreau să fac și nu m-a mai afectat absolut nimic. Pentru că, până la urmă, o viață avem și v-am spus, vreau să încep. Nu mai vreau să aștept. Ai timp să muncești, ai doar 20 de ani. Știu și Doamne ajută să muncesc cât tot mai mult. Tot să muncești până pentru la pensie. Pentru că, până la urmă, fac ce-mi place și asta, uite, când aveam, jucam într-o piesă la teatru de comedie, totul în grădină, nu știu cum treceau orele. Nu știu cum treceau orele la repetiții, deci pentru mine aș fi stat acolo zi și noapte. Păi tocmai de asta trecea timpul foarte repede, pentru că ceea ce făceai, făceai cu drag. Da. Și nu-ți dădeai seama când treceau orele, nu-ți dădeai seama când treceau zilele. Da, este... Oricum, eu am spus, dacă tot trebuie să muncim toată viața, să facem ceea ce ne place.